Bunică. Pentru? Să întrebi. Știi? Cu banii aia. Să dea avanțe, tu. La reparație, cum să dea. Bani de la expert. Ori de dincolo, de la, nu știu, care a fost așa. A da. Unde vin toți ăștia? La Casa Culturii. Să vezi ce o să crească ciunii de ăștia mari. Morcovi ăștia, așa le zic, morcovi, frate, în București. Se face cam piața Charles de Gaulle, să o fac, da, acolo da. Nu vezi nici autobuz, da. Nici pe mănâncă. Spălatorul sau ai fost la spălator? Am fost la spălătorie, la spălătorie. Nu i-am dat cu lavă. Erau de la asta. Da, aveam, în afară de tei, teiul ai văzut că se lasă ca un, se face ca un prau. Și, și era lipicios. Era și aici, un grinaj mare, cât ăsta. Ce că a dat, așa era. Mai era un aici. Păi dacă îți stă toată săptămâna, normal. La două, după și eu la data. Când vorbești motorul, îți arată temperatura. Așa sunt ele. Arată nici mai mult de oare. La 10. Da. Păi tu poți să te duci în centru, bă. Ce mai am, poți să te duci. Păi ești aproape. Uite ce e aici la Banzai.
Da, am mai folosit. Doi capitani, chiar. Și aici, și am făcut și la Antică, ultima oară. Vis-a-vis de, știu, de biserică. Da, da. Călătoria. Nu am mai vrut să mai meargă. Am avut foarte multe rute venite din natura Călătoriei. Trebuia să facem un recurs. Fii-mi o pute pe patroana aia de la Arctic. Da. De ce? A lucrat acolo, fii-mi, la Arctic. Ah. Da. Și ce, căsătorită cu ea? Nu, nu, nu. Nu, că tu mă bărnești. Nu, aia e bună de culoare. A venit și la mine, la culoarea cu ea. Unde te las? Acasă? Da. Era un Heineken, halbă de-aia, fardă ăla de Heineken la mare. La o terasă am băut și eu 15 lei. Am băut două de alea, zic, haide mă să merg în dreapta. 15 lei. La terasă, la... Așa am fost eu, la... la școală, între cu bonuri valorice. De câte 10 lei. Vrei 10 bonuri, 10 bonuri. O bere, un suc cu apă. Orice 10 lei, de ce ți-e cu mine, o altă bere cu mine, 10 lei. Ca pe plajă, pe plajă era 8 lei. Aici 5 lei. Veneau țigani, tu luai două astea, ei luau 10. 10, da. Nu știu. Mersi frumos, domnule. Ce mai bun. Mersi. Uite, am plecat. Mersi la fel.